Sunt și ea să mă cânt. Bună seara și bine v-am găsit la lecția cu prof online. Bună seara, dragilor, și bună seara, bine ne vedem. Iată, din nou suntem împreună și Alesia, știi bine cum începem lecția cu acest, cum zicem noi împreună? Doamne ajută-ne, Doamne ajută-ne să facem o lecție frumoasă și de data asta. Noi simțim ajutorul acesta și spuneam mai devreme că am vorbit cu cineva, am vorbit cu un părinte care a văzut lecțiile noastre și te-aș ruga acum să le și prezinți lecțiile acestea care au fost din vreo 18, 19, 20 de lecții, nu mai știu câte, au fost prezentate deja vreo 10, sunt pe internet. Și te rog tare mult să le arăți prietenilor noștri cum se intră la Prof Online, cum se ajunge acolo și să luăm una din lecțiile acelea în care vedem mesajul. Da. Deci, duceți pe Google, se vede bine? Da. Vă duceți pe Google, scrieți Prof Online. Da. Apăsați. O să vă apară mai multe link-uri, dar voi intrați pe primul. Văd unde mi-e cursorul. Așa. Intrați pe primul link. Perfect. Aici. Da. Aici vă va apărea video apicultură și video matematică. Vă duceți pe video matematică. Perfect. Și aici vă vor apărea ultimile lecții care sunt matematică în pandemie cu Alesia și Prof Online. Da, sunt din cele 18-20 de lecții, nu mai știu câte, sunt deja puse 8. Băiatul meu o să le pună pe celelalte în continuare. Și spuneam, Alesia, că au și început să apară comentarii în subsolul unor lecții și eu parcă am văzut chiar la ultima lecție, adică ce ultima ce? Aceea, în subsol, lecția este acolo și în subsol este un comentariu. Nu apare niciun comentariu. Ție nu ți-a apărut niciun comentariu. Eu am văzut din fugă, sper să nu mă fi înșelat, dar asta, cei care vadă, așa pot să vadă comentariile care sunt în subsolul lecțiilor, da? Cei care sunt... Poate la alt? Poate la alte lecții, nu știu ce să spun. Nu, aici nu. Următoarea. Aici nu. Nu. Știu da. Că e la prima. E la prima 1. Ia vezi tu, eu nu mai știu. Da, uitați, eu da? Aici. Deci acolo este un comentariu, nu? Da. Așa. Ce să le spunem prietenilor noștri că cei care sunt foarte plăcuți sau sunt plăcut impresionați de ceea ce facem noi în lecții și în toate lecțiile, în stiva aceea de acum, la subsolul fiecărei lecții și cu cât lecții sunt mai vechi, mai jos în stivă, se găsesc și comentarii. Comentariile sunt importante. Alesia, ce spui? Da. Foarte importante. Nu că ele sunt aduse. Vedem și noi ce cred alți oameni. Asta e. Vedem ce cred alți oameni și mai ales vedem pe cei care au reușit. Nu cu lecțiile Prof Online. Că știi tu, sunt acolo niște comentarii unde sunt trase special puse. Ia arată-le prietenul nostru comentariile. Ia stați. Aici unde vedeți toate lecțiile. Aici o să scrie mic cuprinsul acestui blog de matematică. Nu aici, la comentarii, pardon. Deci ne ducem la comentarii. Sunt sub lecțiile tale acum. Deci sub lecțiile. Da, care aici. Toate lecțiile de pe acest blog. Perfect. Și aici o să vedeți... De ce nu merge? Așa, aici o să vedeți multe comentarii. Exact. Toate lecțiile posibile. Și să le spunem că... sunt doar niște comentarii mai speciale. Iar dacă se duc și acolo, în lecția aceea, ei vor vedea și alte comentarii care au fost scrise, da? Așa. Da, deci, exact asta. Scrie, deasupra comentariului, vezi aici lecția ce conține comentariul următor. Și dați la lecție. Așa, dăm click acolo și acolo vedem lecția respectivă, ba mai mult și vedem și comentariile care sunt mai multe decât doar un simplu comentariu. Așa. Dar asta le-am arătat prietenilor noștri, ei o să vadă toate
comentariile care și este important că folosind, urmărind comentariile, ne descoperim cum alții au reușit să facă progres și cum au luat bacalaureate, examenii, tot și profesori și părinții și bunicii cum urmăresc lecția și astea și cât de mult se bucură. De aceea merită să fi făcut asta. Mulțumim frumos. Haideți să pornim la treabă și să vedem ce ai propus tu, ce propui tu, ce problemuță ai găsit, ce... Eu am luat cartea de matematică de la școală care nu prea o folosim. Așa. O folosesc eu. Și am luat niște probleme, 4 am apucat cât ați vorbit dumneavoastră la telefon și am la întâmplare așa și le-am rezolvat. Ia să văd. Poți să ne adă și mie exact ce problemuță și cum ai rezolvat totul. Da. Eu le-am scris pe foaie că, și apoi eu pe rând le scriu pe tablă. Da. Și am ales, o iau pe prima care am rezolvat-o aici. Te rog. Aici, așa. La un meci de fotbal, pe cel mai mare stadion din România, s-au vândut 15.345 de bilete la prețul de 9 lei. 8.655 de bilete la prețul de 32 de lei și 2.301 de bilete la prețul de 50 de lei. Care este suma totală încasată? Corect. Deci pune pe tablă problema și să vedem. Deci scriu direct rezolvarea? Da, spune așa, atâtea bilete, o liniuță cu prețul acesta. Atâtea bilete cu prețul ăsta, te rog. Așa, deci am zis 15.000, da, 15.000, da, se vede foarte bine, da, 15.345 de bilete, care sunt la prețul de 9 lei. Da. E bine scriu așa? Bine, perfect, da. 8.655 de bilete care sunt la prețul de 32 de lei. Așa. Și 2.301 de bilete care sunt la prețul de 50 de lei. Și problema mă întreabă care e suma totală încasată. Perfect. Și acum să-mi iau foaie să vă arăt cum am rezolvat. Te rog. Rezolvat. Perfect. Așa. Păi, am luat prima sumă, adică 15.345 de bilete. Am luat aceste bilete și... Mie mi s-a spus că costă 9 lei. Un singur bilet, da. Dar ca să aflu în total 15.345 de bilete, fac 9 lei cât e un bilet, ori 15.345, sau invers. Ori, deci zicem 9 ori atâta, sau 15.345 ori 9, da? Da, deci 345 ori 9. Da. Și mie mi-a dat 138.105. Știi, noi putem face deodată, să facem direct aici. 9 ori 5, 45, fă-o ca să vadă prietenii noștri că știm să facem înmulțirea asta. Da, stai. Cu o singură cifră nu pierdem și ne descurcăm. Te rog. Deci am făcut... 9 ori 5. Da. Ok, atunci am 9 ori 5, 45. 5, 4.000 de. Da. 4 ori 9, 36. 36 și cu 4, 36 și cu 4.000 de, da, 40. Zic corect. 40 am scris 0, 4.000 de. Așa, următorul am... Așa, 3. Ori 9, da.
3 ori 9, 27. 27 și cu 4 din minte, 31. Am scris 1, vedeți aici. Deci data asta scriu aici că uit ce am înțeles. Foarte bine, foarte bine. Că uit și după aia am stricat. 3. Apoi 5. 5 ori 9, 45. 45 cu 3 din minte, 48. Am scris 8, 4 din minte. 5 ori 9, 45. Și cu 4 din minte, 4. Dar de ce nu dă? Ia, mai fă o dată. Deci 5 ori 9, 45. Și cu câte? Cu 3, 4. Da. Nu, 4 era. Că aici am avut 3. Nu, 3. Cu 3. 3 ori 3 ori 8, 20 și... Nu, 3 ori 9. 3. 9 ori 3, 27, da. 27. 4, 9, 30. Și cu 4. Hai să o luăm de la început, că am pierdut și eu. Nu. Da, ești... Așa, deci hai să o luăm de la început. Deci, 5 ori 9, 45. 5, 4 minute. Corect. Așa, 4 ori 9, 30, 4 ori 9, 36. Cu 4 minute, 40. 0, 4 minute. Corect. 3 ori 9, 27. 27 plus 4 din minte, 31. Da. 1, 3 minte. Deci era 3. 5 ori 9, 45. Și cu 3 din minte, 48. 8, 4 minte. 1 ori 9, 9. Și cu 4 din minte, 13. Da. Perfect, perfect. Așa. Apoi. Apoi. Un singur bilet aici costa 32 de lei. Și din nou, ca să aflăm 8.655 de bilete, am făcut 8.655 de bilete plus ori, pardon, 32. Și o fac din nou. Așa. Bine, eu știu că dă 276.960, dar o fac așa ca să îi convingem pe prietenii noștri că e adevărat. Te rog. Ia deoparte și fă mulțirea că e din două cifre acum, nu mai poți face deodată. Ok. Atunci, 8.655 ori 32. Așa. Și începem. Doar 5, 10. 0, țin 1 în minte. Doar 5, 10, 1 din minte, 11, 1, 1 în minte. 2, 6, 12, 1 din minte, 13, 3, 1 în minte. 2, 8, 16, 1 din minte, 17. 3, 3, da, 1, 0. De ce pui cu 0? Că nu înțeleg acum. De ce pun 0? Da. Nu înțelegeți? Nu, eu nu înțeleg, da. De ce începi cu 0? Fiindcă suntem la 10. Așa, 10. Așa, foarte bine. Suntem la înmulțirea cu cifra 10-lor, da? Și dacă, deci, atunci... dacă mai era aici o cifră, da, mai puneam două zerouri. Așa, perfect. Era cifra sutelor, înmulțeam cifrele sutelor. Da, cu sute, corect. Și acum cu 10, de ce încep cu 0? Da. Deci, la unități, ai 0 acolo, pune sub 0. După care? 3 ori 5, 15, 5. Ținem 1 în minte. 3 ori 5, 15, cu 1 în minte, 16. 6, 1 în minte. 3 ori 6, 2, 18, cu 1 în minte, 19. 9, țin 1 în minte. Așa și... 2 ori 8, 16 și cu 1 minute, 17. Acum tragem bine și adunăm. 0 plus 0, 0. 1 plus 5, 5. 3 plus 6, 9. 7 plus 9, 16, 6. Țin 1 minute. 1 plus 7, 8. Cu 1 minute, 9 și 1. Parcă e o greșeală, nu? Da. Unde? Da. Așa, ia vezi acolo. Ia adună din nou. Sau e corect și aici am greșit?
Nu, nu, păi da, să vedem aici, că deocamdată... Da, poate... Aici am greșit, sunt sigură că aici am greșit. Ia vezi. Deci, din nou. Deci, 0 plus 0, 0. 1 plus 5, 6. 3 plus 9, 9. 16, 6. 1 în minte. 1 plus 7, 7. 8 și cu 1 din minte, 9. Așa, așa. Păi și tot. Păi, hai să mai vedem o dată, că eu aș face o estimare. Să fac o estimare a mulțirii acestea. Tu mulțești 3655 cu 32. Înmulțind de acolo 3 ori 6, dar tu ai 8 acolo, parcă. Sau e 6? E 8. Deci este 8655, corect, ori 32. Asta cu 3 am greșit. Cred că acolo, da. Cred că ia mai fă o dată linia cu 3. Deci am zis 3 ori 5, 15, 5, 1 în minte, 3 ori 5, 15 și cu 1 în minte, 16, 6, 1 în minte, 3 ori 6, 14, 16, 3 ori 6, 18, și cu 1 din minte, 19, 9, 1 în minte, și 3 ori 8, 24, și cu 1 din minte, 25. Corect. Ai zis 2 ori 8 în loc de 3 ori 8. Da, e bine. Acum adună și vezi calculul. 0, 6, 9, 16, 6, 1 în minte, 6, 7, 2. Acum 2. E bine, da. Deci ai găsit, e corect numărul 276-960. Și acum să facem următoarea mulțirii, 2301. Un bilet este 50 de lei și haideți să aflăm cât costă 2301 de bilete și facem 2301 de bilete ori 50 este egal cu 115.050 și acum să facem una sub altă, să vedem dacă e corect. 2301 ori 50. Aș putea să fac așa și să adaug 0 la sigur, final? Sigur, da. Păi fără, corect. Așa, atunci am cu 5. 5 ori 1, 5. Pune-l de acum pe 0 acela, că nu greșești. Așa. Lasă 50 acolo. Lasă 50 acolo și ai și pus de la, ca să nu uiți. 5 ori 0, 0. Așa, 5 ori 3, 15, 5, 1, în minte. Nu, dar 5 ori 0, ai greșit. 5 ori 1, 5. A, deci stai puțin, deci îl coborăm pe 0. 5 ori 1, 5, 5 ori 0, 0. 5 ori 3, 15, da, nu ne pune. Da, e bine. Așa, 5 ori 3, 15, 5, 1, în minte. 5 ori 2, 10 și 1, în minte, 11. E bine. Corect. Corect. Și acum îmi zice aici care este suma totală încasată. Păi adunăm ăsta 3. Corect. Deci S egal cu S, suma S egal cu. Și le scriu una sub altele direct? Păi nu, scrie în una după alta sumele, valorile cele, 138.105 plus 276.960 plus 115.050 plus atât. Și ca să-ți vină ușor, așa se așează una sub altele, nu? Dar poți să le aduni și așa în linia asta, adică 0 plus 0 plus... Da, doar că poate, cred că am să greșesc. Bun. Te simți mai bine dacă le așezi unele sub altele, da? Da. Te rog să le așezi. Trebuie să le așezi că ți-e mai comod. Exact. 138.105 plus... Îmi spuneți că nu se mai vede, se dă mai jos. Se vede. 6.960. Încerc să le așez una sub altele cum trebuie.
1115.050. Acum trebuie să ridici un pic ca să faci răspunsul. Așa. Așa. Uitați-vă limita până unde se vede. Se vede, se vede foarte bine acum. Aici e limita unde se vede. Da. Așa, deci 5 plus 0, 5. 11, 1, țin 1 în minte, 1 plus 9, 10, și pun în minte 11, 1, țin 1 în minte. O, ai zice aici 5 plus 6, 11, plus 8 plus 1, 9, deci 11 plus 9, 20, 0, adică nu, ba da, 0, 2 în minte. 3 plus 7, 10, cu 1 dinainte 11, cu 2 dinainte 13, da. 3, țin 1 în minte, și 1 plus 2, 3, plus 1, 4, plus 1, 5. Și să mă uit în fișă dacă e același rezultat. Da, e același. Este același rezultat. Deci acolo rezultatul punem egal cu cât am găsit noi. 530.115. Da, perfect. Eu am ținut să facem rezolvarea pe tablă, așa cum ai făcut tu acum. Am ținut să o facem, nu să punem răspunsul, pentru că prietenii noștri ar fi putut să creadă că ai pus rezultatele și astea mulțind cu calculatorul ceva. Nu, am vrut să le arătăm concret cum se întâmplă, pentru că la orice lucrare nu avem nicio sursă. Păi, dar eu le-am, uitați, n-am unde să fac calculator. Că am înțeles, am înțeles foarte bine. Dar și făcând-o pe tablă este perfect. Pentru că la orice lucrare, la orice examen, când ne aflăm acolo, noi avem nicio sursă. Nu mai avem lângă noi un telefon sau știu ceva ca să putem să facem o mulțire sau o împărțire. Așadar, dragilor, asta așa trebuie a gândit. Ce am verificat noi aici? Am verificat exact ce înseamnă precizia, exactitatea și, să spunem așa, și viteza de lucru important. De asemenea, redactarea. Că noi comunicăm cu rezolvitorul doar prin intermediul a ceea ce scriem. Și dacă redactarea este corect, făcut cum ai făcut-o acum, este perfect. Este impecabil și autorul, sau nu, corectorul, nu face, îl obligăm să-ți dea notă maximă. Așadar, dacă mai ai tu altceva, dacă nu mai vine mie în minte o chestiune și aș vrea să nu o uit cumva, mai iată, șterge. Trei probleme. Mai ai o problemă. Hai să o facem pe toate trei le facem și sper să nu uit eu. La sfârșit o să intru și eu cu ce mi-a venit în minte. Te rog, șterge tabla și ne ducem la alte probleme. Dar nu uitați ce aveți în minte. Nu. Așa spui, nu uitați ce ați vrut să ne spuneți. Și eu am să-mi amintesc, sper că... Ok, deci nu uitați ce aveți să ne spuneți. Da, așa. Următoarea problemă, dacă nu mă înșel, zice că... Ce zice? L-am luat de pe pagini diferite, nu mai găsesc pe aici. Un sector al unui stadion de fotbal are 5.145 de locuri. Știind că în acest sector sunt 49 de rânduri și că pe fiecare rând există același număr de locuri, calculează câte locuri sunt pe un rând. Și să știți că aceste probleme le-am ales cu ochii închiși, deci habar n-am dacă le-am ales bine sau nu. Hai să vedem încă o dată, să citești problema, că e esențial. Eu n-am înțeles bine problema, de aceea eu insist și pentru toți prietenii noștri să avem răbdare, citim rar până înțelegem problema. Încă o dată, într-un sector... Eu am citit-o de trei ori și am înțeles. Deci, un sector al unui stadion de fotbal are 5.145 de locuri. Deci toată zona aceea, un sector, adică o parte din stadion, are 5.000, scrie sus, 5.000. Stai, marcă-o aici. 5.145 de locuri. Așa. Noi știm că în acest sector sunt 49 de rânduri. Scriem și asta. 49 rânduri.
Și că pe fiecare rând din astea 49 există același număr de locuri. Aha, adică fie că sunt 100 pe fiecare rând, da? Da. Și întrebarea este... Și calculează câte locuri sunt pe un rând. Ah, foarte tare, foarte tare. Păi, 5145 împărțit la 49. Sigur că da, asta e, raționamentul e foarte corect. Deci 5000, rezolvare, hai să zicem, rezolvare, da? Dar hai să scriem și întrebarea. Hai să scriem și întrebarea acolo în dreapta. Câte locuri sunt pe fiecare rând? Pe un rând. Câte locuri? Da, o să scriu corect. Locuri sunt pe fiecare rând. Și avem 5140, da, o să am un rezultat. 5145 împărțit la 49. Corect. Stați puțin, așa, eu am să scriu rezultatul aici, că eu am calculat. Nu vreau să scriu deloc. Vreau să începem să judecăm exact cum nu știu eu. Deci eu sunt cel care nu știu deloc cum să procedez. Tu explică mie că eu sunt cel care vreau să învăț de la tine. Ok. Păi să începem așa. Dumneavoastră nu știți să rezolvați această împărțire și eu vă explic. Te rog frumos. Păi haideți să începem. În primul rând, vedem că împărțitorul are două cifre. 49. Aceste două cifre sunt două cifre. Atunci și noi luăm tot două cifre. Adică 51. Sunt obligate să iau și eu tot două cifre, da? Și dacă ar fi avut 3 aici, tot 3 am fi luat. Suntem obligați. Sigur, perfect. Putem să luăm doar o dată. Da, nu, încep să-mi spui așa, 51 e mai mare decât 49, deci pot porni treaba. Este mai mare decât 49 și e bine. Putem, acum, să mai luăm o cifră. Nu, să vedem de câte ori merge. 49 în 51, merge, măcar o dată. Că de două ori ar dea 98. Sigur, 98, corect, și l-ar depăși pe 51. Deci de ce? O singură dată, corect. O dată. Și atunci facem mulțirea. Stop. Vrei să-mi spui câte cifre va avea câtul? Da, pot să vă spun. Te rog. Va avea, stați să mă gândesc că am mai făcut asta. Deci, 3. Din ce motiv? Explică-mi acum. Da, e corect, măcar? Nu știu. Da. Mă convingi dacă... Da. Avem acum două cifre. Și avem deja o dată. Avem deja la rest o cifră. La rezultat. La câtul împărțirii. Da. Îl coborăm și pe 4, să mai avem o cifră. Îl coborăm și pe 5, mai avem o cifră. Stai. La fiecare coborâre mai obțin o cifră. La fiecare coborâre, încă o cifră acolo. Deci de aceea 100% va avea 3. 100%. Foarte important. Spune prietenilor noștri că este esențial ca să facă această analiză, pentru că de multe ori se întâmplă ca în timpul lucrului să greșească, să nu pună cifra la rezultat și atunci totul este dat peste cap. Deci va fi un câtul acesta va fi din 3 cifre compus, vom avea sute, zeci și unități. Asta e foarte clar. Te rog, acum. Acum, am luat o dată. Da. Păi de tot și facem o mulțire care știm de 49 și fiindcă am mulțit deja, punem sub 51. 49. Da. Și acum scădem. Corect. Și zicem așa, 1 minus 9 nu se poate, m-am împrumut aici.
10 minus 9, 1, plus 1, 2. Aici mi-a rămas, că m-am împrumutat, mi-a rămas 4, minus 4, nimic. Și am 2 aici. Acum, fiindcă l-am folosit 51, mergem mai departe și îl coborâm și pe 4. Să precizez că 2 e mai mic decât 49 și e foarte bine. Foarte bun, foarte important, da. Îl cobor pe 4 și avem acum un nou număr, 24. Și este mai mic ca 49, ceea ce e bine. Doar că trebuie să îl mai luăm și pe 5, fiindcă n-am putut. Nu, stop. Ai coborât cifra și acum faci împărțirea. 49 în 24 merge de 0 ori, că e mai mic. Fiind mai mic, punem 0. Asta e important, că ai spus mai devreme, că cu fiecare coborâre, cu fiecare coborâre a unei cifre, trebuie să ai grijă să pui și cifra acolo. Deci a mers de 0 ori și abia acum pui pe 5. Deci după ce o mers de 0 ori, coboară și pe 5. De ce de 0 ori? Că fiindcă 24 a fost mai mic decât 49. Vezi? Alesia, să le spunem prietenilor noștri că asta e cea mai importantă, cel mai important lucru din algoritmul de împărțire. Deci când ai coborât o cifră, trebuie să te duci la cât acolo. Fie că e 0, dacă încă numărul care s-a format după coborâre, cum e în cazul nostru 24, e mai mic decât 49, atunci zicem 49 în 24 sau 24 împărțit la 49, nu merge, merge de 0 ori. Da? Și ai coborât și pe 5 și acum încerci să vezi în nou număr care s-a format ca să obții și cifra unităților. Acum avem numărul 245 și ca să vă explic de ce cred eu că merge de 5 ori, deoarece am luat 5 ori 9, 45, 5, 4 minute și văd că deja merge și dă fix 245. Perfect, perfect. Deci... Dă 105, cum am făcut eu. E minunat. Așa. Alesia, cu ce ne alegem din această împărțire? Care a fost secretul? Ca să punctează foarte bine prietenul nostru și să le spunem clar. Când aveți de făcut o împărțire? Spune tu că eu mă bâlbâi, nu prea știu așa ce să vreau să spun. Okay. Deci când avem de făcut o împărțire, trebuie să fim atenți că fiecare cifră pe care o coborâm aici, trebuie să și punem la rezultat, la cât. Așa. Eu când am coborât 4, am zis că nu merge și îl coboram pe 5, dar nu e corect. Trebuie, odată ce l-am coborât și văd că nu merge, pun de 0 ori. Exact. Știi, dacă n-ai fi pus, Alesia, dacă n-ai fi pus 0 acolo, cât ne-ar fi dat? 10? Nu! 15! Îți dai seama! 15 și acolo e 105! Ce rezultat eronat ar fi fost! Adică pe fiecare rând ar fi dat 15. Pe fiecare rând câte 15, doar 15 locuri? Ce mare greșeală! Cum putem face o probă, Alesia? Încă ceva, dacă cumva ei greșesc ceva, proba ar fi cum? Păi proba 15 ori 49 nu ne dădea 5.140. Sigur că da, sigur că da. Ia să mulțim, hai să vadă și prietenii noștri. 105 ori 49. Ia scrie. 105 ori 49. Deci. No, hai să scriem formula aceea de împărțitul. Hai să zicem așa ca să fie clar. De împărțitul. Adică D. De împărțitul. Este egal cu? Cu împărțitorul. Așa, împărțitorul. Împărțitorul ori cât. Ori câtul, că, da. Și plus restul, dacă există. Și plus restul, ca să fie pentru... Dacă ne dădea, de exemplu, 105,2 și noi vrem să facem proba, făceam 105 ori 40 plus 4 ori 49 plus 2. Nu. Dacă rămânea la scăderea asta, ultima scădere, dacă ne dă rest acolo, pe același trebuie să-l dă. Deci plus R. Plus R. Subliniază că asta e foarte, foarte important. Se vede culoarea asta? Da, se vede. Deci de împărțitul egal cu împărțitorul oricâtul plus restul. Așa, asta e proba. Și noi nu avem rest aici. Numai împărțitor și cât. Hai să mulțim deoparte.
Ia să vedem, împărțitor oricât tu. Deci, am 105 da. Ori 49. Da. Nu se vede, nu? Se vede, se vede, se vede, merge. Ia să dau și eu, să dau, să mă văd pe mine puțin mai mare, să văd și eu cum se vede. Se vede foarte bine. Gata. Așa. Deci, nori, stai să mă așeze, nori 5, 45, da. 5, 4000. Nori 0, 0, plus 4, 4. Corect. Acum, no. Când ai 0, să știi, pui deodată. Nu, 5,45, că știi că cu 0 și aduna cu 4, pierdem timp. Deci când ai așa la mulțire și urmează cu 0, 9 ori 5, 45 și pui deodată 45, da? Și până 9 ori 1, 9. Perfect. Dacă, cum de desfurt? Dacă vă întrebați de ce pun 0 aici, trecem și mulțim 10-le. Pe 4. 4, 5, 20, 0, 2 în minte. 4, 0. Asta spuneam, 20 deodată. 4 ori 5, da, 20. Asta am vrut să spun. 4, da? 4. Asta, Alexe, asta, asta. 5, 4, da. 5.145. Deci iată proba. Când nu ai rest, restul e 0. Știi tu cum se numește un astfel de număr 49 care a condus la împărțire exactă? Cum se numește 49 pentru 5145, fiindcă îl împarte exact? Un număr care îl împarte exact, fără rest, poartă un nume. Număr divizor. Divizor. Ia scrie așa. 49 este un divizor al lui. Scriem 49 este divizor pentru 5145. Pentru 5145. Deci este un divizor, că s-a făcut, a condus la împărțire exact. Da? Divizor și scrie în paranteze, împărțirea s-a făcut exact. Asta trebuie să fie pentru toți prietenii noștri. Da? Deci împărțirea s-a făcut fără rest. Împărțirea s-a făcut fără rest. Deci ăsta e motivul, este un divizor ăsta. Dacă ai fi făcut la 105. Ce părere ai dacă făceai împărțirea lui 5145 la 105? 5145 împărțit la 105? Da. Știi cât ar fi fost câtul? Păi 49. Sigur că da. Tot împărțire exact. Păi da. Da? Tot da. Exact s-ar fi făcut. Da. Atunci ce este? Și 105 ce este? La da. Rândul 105 ce este? Fiindcă 5145 împărțit la 105 de 49 și împărțit la 105 de 49. Corect. Și ce este atunci 105 pentru numărul acela? Divizor. Dacă faci... Este? Divizor. Corect, corect. Spune și cu roșu. Cu roșu, cu altă culoare. Și 105 este divizor pentru... Da? 105. Da? 105 este și 105 este divizor. Atât. Este și el divizor. Că face împărțire exactă. N-au decât prietenii noștri să o fac. Așadar, sunt numere care se împart exact la un alt număr și acel număr este divizor. Deci s-a împărțit exact de divizor. În concluzie, în momentul de față, am găsit pentru 5145, în problema noastră, divizor pentru numărul ăsta, 2 deocamdată, 49 și 105. Știți ce aș vrea să luăm deoparte?
Apropo de divizor, să luăm mai pe 49, să-l studiem, să vedem ce divizor ar avea 49. A, mai făcut din asta. Am făcut odată, să vedem dacă ne mai amintim. Păi și ce șterg de aici? Da, poți să ștergi acum acolo. Și... Poți? Da, 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 da. Ștergi tot, că ne luăm... Pornim, am dus discuția aici în varianta asta de divizor și mă gândesc că ce bine ar fi să facem în continuare lecția asta cu divizorii unui număr. Da? Divizorii unui număr. Nu înțeleg, de ce nu se ia plin? Chiar așa intitulează acolo sus, divizorii unui număr. Am mai luat o hârtie. A spus să scrie divizorii unui număr? Da, așa se scrie, divizorii unui număr. Scrie cu ce culoare vrei tu. Am descoperit că poți să scriu și cu care. Perfect. Dacă sunt mai subțiri, dar... Da. E un pic mai subțiri. Se vede un pic mai greu, dar am impresia că asta e din cauza faptului că e... Așa, e bine. Hai. Divizorii. Da. Renunț la careci că nu scriu bine deloc. Deci nu-ți place, da? Foarte bine. Eu nu am insistat să spun că se vede un pic mai greu, dar tu ai descoperit că trebuie scris cu carioca. E bine. De desenat și nu... Divizorii unui număr. Și haideți să încercăm divizorii, să vede bine. Să încercăm divizorii unui 49. Așa. Și te-aș ruga să scrii așa D și jos la D, la bază, D, indice 49. Așa. D, 49, divizorul 29, egal cu, și îi punem în două acolade, se cheamă mulțimea. Adică numerele pe care o să găsim se cheamă mulțimea divizorilor. Ia stați puțin că am ceva aici. Dacă nu mă înșel. Știți că am făcut? Da, am uitat asta. Haideți să ne reamintim asta și pentru prietenii noștri. Un pic mai sus scrie de indice 49 ca să nu lăsăm spațiu acela să fie ne... Da, aici în caiet am scris altfel. Adică am scris așa. Am scris așa și numărul respectiv. Sau invers. Nu. Așa cum am zis acum, D indice 49 egal cu și punem acoladă. Adică acolo ce se cheamă sunt elementele care le găsim, așa se cheamă, mulțimea elementelor. Păi, și 1 ori 49, adică el însuși ori 1. Virgulă, pui virgulă între ele, între 1 și 49, virgulă. 1 și 49, că e clar, apoi tot virgulă. La cine se mai împarte următorul element? La cine se mai împarte oare? O să se înțeleagă 1 ori 49 ori. Nu-i, dar nu-i ori, că e virgulă. Virgulă, te rog, păi între ele. Deci elementele le despărțim pe virgulă. Așa o să învățăm la mulțime. Asta e modul de scriere. Deci se scriu despărțite prin virgulă. Nu-i mulțime, nu-i punct. Virgulă, da? Ca să, nu este 1 ori 49 ca să fie punct între el, ci pur și simplu virgulă. Deci 1, 49,
Altcineva, la cine se mai împarte 49 exact? 77. Sigur că da, 7, da? Dar nu se repetă. Într-o mulțime nu se repetă elementele. Deci ai scris o 7 o singură dată. Iată atât. Nu mai este altcineva. La cine? Nimic. Atât. Deci, mulțimea divizorilor e formată din trei elemente. 1, 49 și 7. Deci, trei divizori are. 1 și 49 se zic improprii, că orice număr îl are pe 1 și pe el însuși. Deci, în dreapta, acolo, în dreapta, scrie așa. 1,49 liniuțe divizori improprii. Deci, acolo, în dreapta, acolo, perfect. 1,49 liniuțe divizori improprii. Și pune chiar în acolade, adică e mulțimea divizorilor improprii. Chiar între două acolade, pe cei doi doar, atât, acolo, nu, unii în dreapta, unii în dreapta ai scris. Unii ai scris în dreapta, pune așa. Cei doi constituie mulțimea divizorilor improprii. Și dedesubt pune iarăși pe șapte în acolade, pe șapte pune-l în acolade, dedesubt sub ea, așa, acolo, șapte, pune-l în acolade, se numește divizor propriu. Deci, am descoperit că divizorii 49 sunt 1 și 49, care sunt improprii, și singurul divizor propriu al lui, în cazul de față, este doar 7, un singur divizor propriu. Pot să fie și numere care au mai mulți divizori. Hai să zicem divizorii lui 8, indice 8, divizorii lui 8. Așa. Divizorii lui 8 egal cu mulțimea. Egal cu cel însuși. 1 și 8, care sunt divizorii improprii, după care punem în continuare. Da, virgulă e pus bine. Și după aceea ne gândim la cine să mai împarte perfect 8. 2 și 4. 2 și 4, da? 2 și 4. Și mai ai atât. Deci doar foarte bine. Doar 2 și 4. Știu eu un număr care are mulți divizori. Da, hai să scriem acum. 1 și 8 se numesc din nou divizori improprii, ca să vadă prietenii noștri. Deci în dreptul acolo scrii în acolade 1 și 8 div improprii. Iar 2 și 4 se numesc divizori proprii. Corect. Hai să luăm un alt număr. Zi-mi-l tu. 72. Scrie D, indice. D, indice 72 egal cu. Avem prima dată el însuși. 1 și 72. 1 și 72, da. După care? Avem, o luăm cu 2. 2 și 36. Perfect, că 2 și 36 fac așa. Apoi. Cu 3. 3 și 24. 3 și 24, da. Cu 4 nu avem, cu 5 nu avem, 6 și 7, 8. De fapt, cu 4 avem. 4 ori 18, 4 și 18. Corect. Și mai avem doar 1, 8 și 9. 8 și 9. Foarte, foarte mulți divizori la acestea, da? Închide acolo, da? Deci totdeauna. Deci mulțimea divizorilor e destul de mare. Proprii sunt care? Proprii sunt cei de aici. Nu, proprii, așa, foarte bine, foarte bine, foarte bine tu.
Dar scrie dedesubt 1 și 72 i div improprii, cum am făcut până acum. Deci 1 și 72 sunt divizori improprii. Da, dar nu paranteză rotundă. Atenție, acolată trebuie să fie paranteză. Așa. IMP, pe scurt, și improprii, ca să nu scrim cuvântul tot, și sunt mai mulți acum, vezi cum îi scrii pe toți. Iau mai din stânga. Mai din stânga. Așa, de acolo. O scriu din nou de aici. Ca să mi-i capă și să arate cum e. Da, tu ești foarte exigentă, foarte atentă ca să fie cât se poate de corect redactarea. Să fie. Îmi place foarte mult chestia asta. Divizori improprii. Iar 2, 3, 6, 3, 24, 4, 18, 8, 9. Se numesc divizori proprii, da? Proprii. Perfect. Exemplu, alt exemplu? Luăm alt exemplu, sigur că da. Lăsați că știu eu unul. Patruzeci și opt, ai zis, da? Te rog, hai să vedem. Divizorile 48 sunt acolată. El însuși, 1 ori 48. Avem 1 și 48, da? El însuși 48. Deci 1 și 48, cei doi improprii. După care? Cu 2 avem 2 și 24. Da. Cu 3 cred că 3 și 16. Da. 4 cred că ba da, 4 și 12. 4 și 12. Și mai avem 6 și 8. 6 și 8. Și acum din nou să punctăm care sunt proprii, care sunt improprii. Păi avem 1 și 48 sunt divizori improprii. Da, improprii, și, da. Și 2 și 24, 3 și 16, 4 și 12, 6 și 8 sunt divizori proprii. Corect. Gata, am înțeles un pic. Știi, data la numărul acela 5.000 nu știu cât, a avut pe 105 și pe 49, da? Da. Hai să luăm la 105 să vedem care sunt divizorile 105. Okay. Șterge de acum deasupra aceste exemple, lasă numai divizorii unui număr, lasă numai atât și facem șterge ca să ne facem spațiu de lucru. Asta de nu, să știu. Da. Uitați, mă uitam prin caiet când am făcut chestia asta cu divizor și am văzut un senzațional, când făceam noi odată un senzațional și îl încercuiam cu verde despre divizori. Și aveam așa un circuit cu verde aici. Da, nu mai știu ce este. Observați, încercăm divizorii unui număr până când câtul împărțirii este mai mic decât împărțitorul. Oh! E fantastic! Deci dacă luăm un număr la întâmplare și vrem să-i aflăm divizorii, păi știi ce, tu acum mi-ai propus o chestie foarte frumoasă. Deci șterge așa, că acum încep să circuită cu verde, numerele care au divizori se numesc numere prime. Numerele care nu au divizori. Care nu au, mă scuzați. Așa, care nu se numesc numere prime. Deci există și numere care nu au alți divizori, nu au divizori proprii. Da, de exemplu 11 are numai 1 și 11, e prim.
Așa, deci pe ei însuși, da, este număr prim. Uite că ce s-a deschis terenul unei discuții foarte interesante, dar să știi că când am făcut noi chestiile acelea, noi nu registram. Da, Știți? era pe vremea când scriam pe caiet și nu înregistram. Ei, vezi, de ce e foarte important acum filmulețul ăsta care îl facem acum, este spectaculos, va fi urmărit foarte, foarte mult, de foarte multe lume, pentru că este ceea ce urmează să fie făcut. Da? Și o să vedem acum și tot studiul acela. Uite că ne-am dat drumul la o discuție foarte interesantă. Șterge, te rog, și divizorul 49. Așa, lasă numai divizori scris acolo, divizorii unui număr, că mă interesează. E bine, noi avem, eu am scris pe caiet multe chestii care nu sunt pe filmare, când nu filmam atunci. Știi, până ne-a venit în minte ideea asta să filmăm, au trecut câteva lecții, așa este. Au trecut destul. Destule. Așa că tu acum te-ai uitat pe căițel și ai descoperit niște lucruri Am fost senz. senzaționalist. Alo? Da? Spuneți. V-am scris și într-un e-mail. Eu sunt din Sibiu. Da? L-am descoperit prin așa prof online Da? și copilul meu nu. Eu am rămas cu un copil de 2 ani, nevasta săraca s-a prăpădit de Da? cancer și nu, am fost nevoit să intru în matematică. Așa. Și săptămâna asta, vineri, sâmbătă și duminică, o să ajung pe la Moldova și aș vrea să vă întâlnesc, să măcar să vă strâng mâna. Mulțumesc frumos. Nu, nu, Dar nu, nu. băiețelul ce clasă este acum? Acum este, ho, crescut mare. În Mare. clasa 11-a. În clasa 11-a. Dar dumneavoastră știți că sunt și lecții din clasa 11-a? Știți? Toate lecțiile de le-am luat de la întâia, de când erați la tabla acolo, la nu știu unde, undeva, nu. Le-am luat toate, le-am Deci, răspuns pe toate. Toate lecțiile și m-am abonat și am primit lecțiile și le văd. Eu am fost foarte pasionat de matematică. Nu. așa. Am avut 9 și 10 ani, chiar și în liceu. Nu. Mă bucur mult să aud asta. Deci Copii, acum dumneavoastră eu sunt de anul lucrați cu fiul dumneavoastră, nu? Așa înțeleg eu. Care sunt acolo pe internet, da? Da, știți să ajungeți la toate lecțiile, că sunt acolo vreo 1800 și ceva de lecții. Așa. Deci știți. Da, le știți. Persoană mi-a plăcut. Matematica am avut 9 și 10 și în liceu și, no, și în generală copiii mei nu prea l-au plăcut așa și i-am mai cam forțat așa mai. Da. Și mai pune-l odată, dacă n-ai înțeles ceva, mai pune-l odată. No, asta e ideea. Da, o dată de două ori până când înțelegi acolo și. Da. No. Și. Domnul profesor, eu v-am sunat că în weekendul ăsta o Da. să ajung eu de la Sibiu și o Da. să ajung probabil pe la în Moldova, că așa mi-am propus. Și aș vrea să vă întâlnesc, să vă strâng mâna și să vă felicit pentru ceea ce faceți. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos, dar trebuie să vă spun că m-ați găsit acum într-o lecție. Eu fac o lecție cu o fetiță din București. Alesia? Alesia, da. Dar nu, se și înregistrează lecția. Deci discuția noastră este înregistrată. Eu nu am vrut să vă spun. Deci va fi înregistrată printre lecțiile acestea care sunt acolo puse cu Alesia. Deci vedeți. Da? Și o să vedeți discuția purtată de noi acum. Și eu chiar vreau să vă întâlnesc, să vă strâng mâna și să vă felicit pentru ceea ce faceți. Mulțumesc frumos și dacă vreți, dumneavoastră, Sibiu, acolo aveți pe președintele țării. Nu? Și aveți acolo și
Eu azi să vă zic, când președintele a fost ales în 2014, atunci prima dată, în prima variantă, eu să știți că la o jumătate de an am ajuns la Sibiu și am ajuns la liceu unde preda doamna Iohannis cu, gând, da, cu gândul să-i spun, parcă am știut de dumneavoastră. Să-i spun că sunt foarte mulți părinți care au nevoie de lecțiile mele și ce păcat că nu sunt cunoscute aceste lecții. Și e o tristețe în sufletul meu că nu ajung la toți copiii. Și mai ales acum în pandemie, cu toate problemele acestea, este o mare, mare șansă, o mare șansă. Pentru că... Nu, că internetul ăsta e viitorul, asta, nu, internetul... Nu, să vadă copiii ce... Da, și varianta în care colegii mei prezintă sunt într-o parte distreși ei, cu emoții, că nu știu, nu au făcut așa și ei fac matematica aceea care se face în mod tradițional, adică aproape nu înțelegi nimic. Domnul profesor, seama îmi place vocea dumneavoastră, numai că mă uit la videoclipuri și așa îmi place vocea și acum când vă aud la telefon nu vine să cred. Da. E... Un weekendul ăsta o să ajung. Bine. Moldova, că așa... Bine. Chiar aș vrea să mă întâlnesc dumneavoastră, să vă strâng mâna și să vă felicit pentru tot ce faceți și să, nu știu cum să zic, să continuați, să nu vă lăsați. Nu, asta este, că... Păi, uitați, deci m-ați făcut... În seara asta mi-a făcut un moment plăcut, așa, și sunt chiar fericit pentru că ați intervenit chiar în timpul lecției. Și oricât m-aș fi străduit eu să spun unuia sau altuia, dumneavoastră acum... A spus tot. Da. Cu drag, mulțumesc frumos și eu sunt continui lecția cu Alesia, că ea stă și se uită acum. Vă spun... Așa, niște ochi mari a făcut acum când auzi că o intervine cineva și în lecția noastră chiar își exprimă bucuria în legătură cu faptul că de atâta timp vedeți lecțiile și v-ați... Eu încercam să-i spun ei, au și văzut niște comentarii și una este ca concret în timpul ăsta să fii cineva, da, să intervină. Vă mulțumesc frumos și Dumnezeu să ne ajute în continuare să putem să ajungem la toți copiii care au nevoie. Eu așa sper că vom reuși să... Există varianta asta să fie măcar cunoscut blogul, să ajungă peste tot. Sunt peste 20 milioane de accesări, dar poate ori să fie deodată 40-50 de milioane, pentru că deodată interesul este maxim. Da. Domn profesor, spuneți. Eu am împrăștiat vestea la toată lumea pe care nu l-am cunoscut și pui acolo, poți să vezi și mai pui odată și mai pui odată până înțelegi, nu, că poate nu poți să înțelegi din prima. Așa, așa este, da. Ăsta e avantajul mare. Exact. Mai pui odată până încerc, chiar. Sigur. Profesor, încă o dată, nu știu, eu o să vă sun, cred că sâmbătă, o să fiu pe lângă Iași. Da. Și aș vrea să vă întâlnesc. Atât de mult îmi place din asta de câteodată las orice și mă uit la videoclipuri. Ce mă bucur de mult că... Pe cuvânt. Da, cuvânt. Mă bucur mult. Da. Asta e... Da. Cu drag și mi-ați făcut o seară frumoasă. Da. Dumnezeu să ne dea putere în continuare și să putem răspândi, să ajungem la toți cei care au nevoie. Mare. Exact. Eu, noi merem așa într-o excursie din asta să vedem niște majori, sunt pe reninași, cum s-ar zice, da. Cu familia, cu da, copii. Da. Și aș vrea să vă cunosc. Facem așa fel să ne vedem, cu dragul. Mă sunați și ne vedem. Când vă retrageți pe acolo, vedem cum ne vedem. Cu drag, mulțumesc frumos pentru intervenția dumneavoastră neașteptată, frumoasă. Acum ne-ați făcut o lecție cea mai frumoasă cu putință. Cu drag. Vă mulțumesc frumos. Sănătate. Doamne ajută. Alesia, ai văzut ce a spus? Doamne ajută. Este extraordinar. Extraordinar. Chiar mă bucur extraordinar de tare. Doamne ajută să mergem în continuare. Ce minunat este. Ce mare putere al Dumnezeu.
Doamne, îți mulțumim pentru asta. Așa, continuăm. Să luăm un număr. Divizorii 105, parcă așa, așa porniți propriu să spun. Da, așa. Divizorii 105. Unde e mare? Aici. Deci, divizorii... Da. 105. 105. A, n-am scris. Mai cu D, atâta. D și 105. A, da, da. Egal. Avem el... Unul și el însuși, da? Da, unul și el însuși. Așa, și acum să mă gândesc, o iau cu 2. 2, oriceva, dacă... Stai. Oare se împarte la 2? Când un număr se împarte la 2? Hai să ne amintim. Când un număr se împarte sigur la 2? Se divide la 2 sigur și precis atunci când ultima cifră este pară. Așa, adică... La 5 nu e par și dă cu rest. Deci nu. E clar, la 2 nu. Așa. La 3. Când aflam divizorii, luam. Se împarte la 2, se împarte la 3, se împarte la 5, se împarte... Asta, când ne amintim, gata, e perfect. Deci la 2, nu. La 3, hai să vedem dacă se parte la 3. La 3 se împarte deoarece, ca să aflăm dacă se divide la 3, adunăm cifrele între ele și ne dă 6, 6 împărțit la 3 se poate. Deci se poate 105 împărțit la 3. Ia să facem, ia să vedem dacă, să-i convinge pe prietenii noștri. Împărțit la 3. Așa, deci luăm prima dată. Deci, câtul, împărțitorul, pardon, este de o cifră. Suntem obligați să luăm și noi o cifră, doar că trebuie să luăm două ca să putem efectua împărțirea. Corect. Unul e prea mic, e mai mic decât trei. Și atunci trebuie să iei două cifre. Foarte bine judecat. Cam pune de patru ori ar fi prea mare, deci de trei ori. De trei ori, da. Deci pot să vă spun că rezultatul are două cifre. Da. Așa, aici dă 1 și îl cobor pe 5. Și aici am 5 și dă 35. Deci 3,35. Da. Așa. La 5 se poate și de unde... Dar la 4? La 4, stai. Stai, ce spui tu? 4 îl conține pe 2. Și cum nu mergi la 2... Nu se poate la 4. Nu mergi la 4, gata, la niciun număr par. Alesia, la niciun număr par nu mai încercăm, pentru că toate numerele pare l-au pe 2 ca divizor. Și cum 2-1 a mers, la revedere de acum. Adică, dacă 2-1 a mers, nu merge nici 6, nici 8, nici nimic. Corect. Okay, nimic. Atunci, la 5 merge. Și de unde știu eu asta? Merge fiindcă... orice număr care are la sfârșit 5 și 0 se împarte la 5. Corect. Și atunci 105 împărțit la 5 dă 21. 21. Deci 5 și 21. La 6 nu se poate, fiindcă am zis că nu se poate la 25 la 6. Da. La 7 nu se poate. Nu știm. De acum 7 e un număr prim. Nu mai avem criteriu de divizibilitate și trebuie să încercăm. Ia să încercăm. 15, cred. Deci împarți. Împărți la 7, vezi? Deci urcăm cu atenție. Nu sărim peste numerele acelea. Așa. Stați puțin, am făcut corect? Da. Deci am făcut corect. Da, așa. Și la ce am rămas? Deci, aici mi-a dat 3. Da. L-am coborât pe 5 și am 35. Și acum aici am 5 și dă 35 și nimic și nimic. 7 și 15. Da, 7 și 15. La 8 merge. La 9... Nu cred. Nu. La 9 când? Când un număr s-ar împărți la 9? Asta n-am făcut. Ba da, când suma cifrelor se împarte exact la 9.
Dar la noi 1 și cu 5 fac 6. 6 nu se împarte la 9. Trebuie să fii mai mare decât 9. Adică trebuie să fii 9, 18, 27, suma cifrelor. E ca și la 3. Deci la 3 și la 9 este aceeași lege. Suma cifrelor se împarte exact la 9. Și cine ar fi? Multipli de 9. Adică 9, 18, 27, 36. La noi nu avem. Suma cifrelor abia ne dă 6. Așa încât în momentul de față am ajuns la 7, la 9 nu se discută, la 11. La 11? Nu. Cred. Nu cred. Nu crezi, da? Nu. Așa în mintea ta ai și făcut. Dacă ar fi fost 111 ca să împartă, nu știu ce. Dar când merge acolo 105, ia, arată prietenul nostru că sigur tu simți că nu merge greșit. Te rog. Simt, nu că cred. Așa, simți așa, din experiența care o ai, că nu va merge. La 11 ați spus? Da. Păi... De câte ori să iei tu? Păi dacă am luat 10, n-am putea, așa nu, spus, nu, nu se poate, niciodată nu se ia 10. Deci cifrele sunt de la 0 până la 9. 10 e din două cifre. A, de ce nu da? Atunci luăm o cifră, 1. Nu se poate, nu. Trebuie să iei 2 și 10 e prea puțin, îi lei pe toate 3. Da. Le-a pe 3 și atunci cel mai aproape... Cel mai mare număr cu putințe care îl poți lua de 9 ori. Cea mai mare cifră. Și 9 ori 11 fac 99. 9 ori 11. Da, trebuia în cealaltă parte. Nu. E bine așa cum ai scris. Că le-ai luat pe toate 3 cifre. Tu le-ai luat pe toate 3. Alesia, că ai luat, dacă iei pe 1, nu se poate. Măcar 2 trebuie să iei. Din ce? Pentru că împărțitorul, știi tu toată lecția aceea, împărțitorul are două cifre. Eu trebuie să iau neapărat două cifre la început, dar 10, 10 e prea mic, 10 față de 11 și atunci sunt obligată să le iau pe toate trei. Ia, explică tu, că îmi place cum explici tu, că eu nu prea le-am cu explicatul. Deci, de la început. Păi, de la început ar fi așa. Nu putem să luăm 10. Fiindcă putem să luăm până 9. Așa că îl luăm pe 1, e prea mic. Îl luăm pe 0. Nu. O secundă. Deci, spune așa, împărțitorul are câte cifre? De acolo trebuie să plece. Împărțitorul are 11 cifre. Are 2 cifre. 2 cifre, mă scuze. Are 2 cifre. Da. Noi suntem obligați să luăm și noi tot 2 cifre. Da. Dar nu putem să luăm pe 10. Așa că luăm și pe 5. Deci, fiindcă cele două cifre, nu, pune deasupra acolo frumos. Pune două puncte ca să vadă prietenii noștri. Deci, că... două cifre. Da. Dar nu se poate. Și luăm fiindcă, și nu, fiindcă cele două cifre formează un număr mai mic decât împărțitorul, împărțitorul fiind 11 ca valoare și cele două cifre doar 10, sunt obligată, așa spus, sunt obligată să mai iau o cifră ca să pot porni împărțirea. Ca să pot porni împărțirea să mai iau o cifră. Și de ce e luat încă o cifră? Da? Și numărul total, numărul care acum pornește, e 105. Și de 9 ore încercat și de ce pui 99 sub 5? Că e la unități de acum ca să poți face scăderea. Da? Deci așa trebuie gândit. Și acum începi să faci scăderea și te rog să faci asta. Nu, dar începi să vorbești tu la început, că ți-am zis, trebuie să mă... convins și pe mine, eu vorbesc mai repede și bâlbâi. Nu-mi place cum vorbesc. Tu vorbești foarte frumos, clar. Și explică-le prietenilor. Păi, de la început. Da, dar la început. Ia și șterge punctele, tot, ca să se înțeleagă toți. Ok. Deci, această împărțire se rezolvă cam așa. Care nu prea se rezolvă, dar se rezolvă. Deci, ne uităm la împărțitor.
și vedem că împărțitorul are două cifre. E, noi suntem obligați să luăm două cifre. Așa pune că puncte, pune puncte, repede. Acum puneam, luăm cele două cifre. Dar, văzând că dă un număr mai mic, e un număr mai mic decât 11. Așa, foarte tare, foarte tare. Atunci sunt obligate. Sunt obligată să mai iau o cifră. Și atunci da. Iau și pe 5. Atunci, numărul, aici, da. N-aș putea să pun 10. Până numărul, numărul format, spui așa, numărul format e 105 acum. 105 da. E deștept. 105 e în stare să, să pornească împărțirea. Și acum... 105 într-un 11, cam din 9 ore, simt eu, da? Maxim cu putință, maxim cu putință. Și la mulțiri, 9 ori 1, 9 ori 99. Și acum trag liniște scad, te rog. Așa. Și-mi dă 6. Da. Și... practic am 9,6. Nu. Ai 9 și restul 6. Păi restul da, părțirii este 6. Păi da? Virgula adică restul. Nu, nu, nu. Cu virgula e altă poveste. O să discutăm noi cu virgula asta mai târziu. Când n-ai făcut încă cu virgule, cu virgulă, împărțirea cu virgulă. E altă poveste. Important este că în clipa asta spui așa. Câtul împărțirii este 9. Împărțitorul este 11 și am rest. Deci nu s-a făcut împărțirea exactă. La împărțit, dacă ar fi fost 11 divizor, dacă 11 ar fi fost divizor, el trebuia neapărat să mă conducă la o împărțire fără rest. Că așa am vorbit. Că rest, vorbesc de calitatea de divizor numai atunci când mă duce la o împărțire fără rest. În cazul meu, am rest și deci pot să spun, îmi pare rău, nu... Nu este, 11 nu este divizor. Chiar scrie așa, 11 nu este divizor pentru că nu s-a făcut împărțirea exact. Da? Păi, dacă 11 e număr prim. Sigur că da. El e și număr prim. Noi, deci 11 nu este divizor pentru că pentru că nu a condus la o împărțire fără rest. Nu a condus spre împărțire fără rest. Nu a condus spre împărțire fără rest. Adică nu, nu, la împărțire avem rest. Ci, îmi pare rău, nu ești divizor. Ei, și acum ar trebui să încercăm alți divizori. Deci pe 11... Știți că cu 12 nu merge, cu 13 nu merge, cu 14 dar nu merge. Dar de ce cu 13 ți-ai încercat, nu ai încercat? Cu 13? Poate să fie. Nu poate. De ce nu? Nu! Ai tu așa simțul ăsta dezvoltat la matematică și ești sigur că nu merge? Da, am încercat. Și dacă încerc să... Ia încearcă, hai să încercăm să vedem prietenii noștri să-i convingi. Că dacă ei, dacă ei sunt neîncrezători, acolo, acolo, acolo. La 11, doar că are un 3. Da, să spun. 105. Da. 13. Și luăm... vedem că împărțitorul are două cifre și luăm și noi. Așa, foarte important. Două cifre și le luăm, 10, luăm pe 10 și vedem că o să dea mai mic decât 13 și acum suntem obligați să luăm pe 5. Și pe 5, luăm și pe 5. Și nou, numărul care îl avem la dispoziție este 105. Oare de câte ori să încercăm noi așa? De 8 ori. De 8 ori. Hai să vedem. De 8 ori ar da 104. Fiindcă sigur? 8 ori 3, 24. 4, 8 ori... 4. Perfect, perfect, perfect. Și rămâne rest? 1. Deci, sigur,
sigur, nu-i, nici 13 nu-i divizor. Nici 13. Și scrim matematic așa. 13, știi cum scrisese unul într-un fel, dar nu mi-aduc aminte acum cum cu divizor. Cum am scris noi că culoare 5 îl divide pe 105, nu? 5 este divizor. Scriam într-un fel. Cum am scris oare? Cum am scris oare? Ce să scrie? Adică ce? Scrie așa. 5 o bară și 105. 5 o bară verticală și pe urmă în dreapta după bară 105. Asta e scrierea. Mi-am amintit acum. Scrie 5 bară 105. Te rog să scrie așa. Stați că e bun. Stați că am găsit ceva. Scrie așa, în cuvinte mai întâi. În cuvinte scrie 5 divide pe 105. 5 divide pe 105. Și pe urmă, în dreapta, după ce ai terminat de scris, scrii ce-ți dictez eu. Imediat. Uitați. Da, ce-am găsit aici? Da. Vedeți? Da. Scrie așa, în cuvinte, 5 divide pe 105, 5 divide pe 105, așa, cu galbenul ăsta se vede foarte greu. Foarte greu? Așa. Da, se vede mai greu, da. Dar cine, am și scris, vorbit aici, cine... așa, bine. 5 divide pe 105 și matematic se scrie așa, 5 bară 105. Foarte bine, corect. 5 divide pe 105. Așa se scrie. Și se vedea bine cu gândul. Se vedea bine? Păi, acum eu vedeam, dar nu știu cum vedeați dumneavoastră. Eu nu vedeam, că eu văd mai greu și de aceea am zis să scrii cu verde. Acum e foarte, foarte bine. Că e amestecat verde cu galben, este minunat. Ce vreau să spun? În clipa în care nu se divide, cum e în cazul nostru, tăiem bara aceea, cum e scris acolo, 5 bar 105, va veni 11 sau 13, și 11 și 13 și vom scrie pentru 11. 11 bara scrisă, dar o tăiem. Tăiată invers ca orientare. Ia scrie dedesubt. 11 nu divide pe 105. Adică faptul că nu-l divide, o tăiem pe semnul divide. O să fac după aia cu galben. 11, da. Cu verde mă scoate. Da. Nu. Nu divide pe 105 și scrim matematic așa. 11 fă semnul acela oblic de divide și tai el acum. 11 așa, foarte bine. Perfect. Parcă l-am făcut eu. Parcă am tăiat eu. 105. Tot așa de desubt, spunem că 13, da, nu divide deci 11 și semn așa. E bine să nu? Așa, e minunat. La fel despre 13. Când o dat rest. Deși 13 are și calitate, nu-i divizor. 13 nu a. Nu mai scriem în cuvinte, gata, le-am arătat prietenilor. Direct la sfârșit acolo scrie 13 nu divide 105. 13 nu divide 105. Excelent. Deci vezi, folosim foarte des simbolurile de acum.
Nu mai scrim în cuvinte divide, nu știu ce, nu știu. Asta pentru început, ca să înțeleagă prietenii noștri că simbolul pentru divide este această bară, așa oblică un pic, da? 5 divide pe 105, 11 număr divide pe 105. În concluzie, am ajuns să studiem, să cercetăm și pe 11 și pe 13, pe 15, ce părere ai? Pe 15? Da. De 7. Păi da, că spui, poți să spui așa, 15 și l-am luat deja, e divizor, nu mai discutăm. Păi și mai departe, alt divizor. Eu cred că 105 nu mai are. Crezi că nu mai are? Simți din ce în ce mai tare că nu mai are. Ai dreptate. Pentru că am ajuns la câturi. Câtul împărțirii este 9, care e mai mic decât împărțitorul. Știi că ai tu ceva scris senzațional? Că cercetăm, cercetăm până ajungem la un moment dat când câtul împărțirii e mai mic decât împărțitorul. Puteam să ne oprim, dacă știam șmecheria asta, chiar la împărțirea cu 11 și să nu mai cercetăm pe 13. Că ce am muncit pentru 13 era, a fost în zadar. Cum ai spus tu, simt că per timpul. N-are rost să mă cercetez, pentru că trebuia să iei de un număr mai mic de ori, ai luat de 8 ori și n-am mers, a dat tot rest. În concluzie, dacă ne ducem acum la următorul număr, 15 este deja prins, 16 nu luăm, 17. Dacă vom lua pe 17, degeaba încercăm pe 17. Prieteni dragi, degeaba încercăm pe 17, că nu va merge. Exact. Pentru că va trebui să iau de un număr mai mic de ori. Și cum, dacă ar merge, ar trebui acela să fie și el divizor, că am văzut că în pereche îi luăm, nu? Și de aceea mergem cu cercetarea până când ajungem la un cât mai mic decât împărțitor. Vezi, când am împărțit la 3, care au fost perechile? Când am împărțit la 3, 3 și 35 parcă au fost, nu? Da. Alesia, mă auzi? 3 și 35. Da, dar 3 fiind împărțitorul 3, câtul a fost 35, e mai mare. Când ne-am dus la 5, 21. Mers mai departe. 7 și 15. Am mers mai departe. N-aveam voie să ne oprim la 7 și 15. Pentru că câtul împărțirii, când am făcut-o la 7, mi-a dat 15, care încă e mai mare decât împărțitorul. Da, abia când am făcut... 35, 21, 15, din 5 mai mic. Sigur că da. Din 5 foarte, foarte tare. Perfect. Așa este. Din 5 mai mic. Și când ne-am dus la 11, atunci când am luat pe împărțitorul 11, l-am văzut că 11... e mai mare decât câtul sau câtul e mai mic decât împărțitorul și trebuie să ne oprim. Nu mai pierdem timp. Continui cu problemele? Nu, am acum o idee foarte tare. Trebuie să ți-o spun, că știi că a rămas să o spun și de la început, dar mă, cu divizorii vreau să mai punctez câte ceva. Exact chestii care la început v-am spus eu să nu uitați? Da, așa ce, dar mai vreau cu divizorii. Că știi tu, Alesia, eu te înțeleg că tu ai obosită un pic acum. Dar eu vreau să spun următorul lucru. Lecția nu o putem lăsa în drum. Că prietenii noștri, după ce văd lecția asta, trebuie să iasă în stradă și să se bucure. Și spună, să uite de COVID, nu-i mai interesează nimic. Spune, am găsit pe prof online și am înțeles cu divizorii, ce fericiți suntem. Asta e lecția care trebuie să o finalizăm. Chiar dacă ne vine greu. Ai văzut câtă mare bucurie ne-a făcut cetățeanul ăsta? El o ținut să-și exprime bucuria direct, având șansa să vină în Moldova, nu? Pe, așa cum spunea, spre Iași, pe acolo pe unde vrea să ducă, poate la Cuvioasa, știu eu, la Cuvioasa să poată să ajungă să-i mulțumească că nu a putut ajunge în perioada asta, ci a ajuns, așa cum ai ajuns și tu, nu? Când n-a mai fost restricția. Și să-i mulțumească lui Cuvioasa că l-a întâlnit pe prof online și de ani de rândul el cu copii și-a făcut matematică acolo. Este extraordinar. Mă crezi că bucuria este imensă, așa cum am primit și altă dată de la alți copii. De data asta de la un adult, un părinte. Ce minunat este. Așa că mai vreau să luăm un număr și îl luăm la întâmplare. Iată să iau așa, numărul... 753. 753, perfect. Dăm drumul la treabă și ne ocupăm de el să găsim divizorii toți. Șterge? Da, șterge toți, sigur că da.
Deci ne ocupăm să găsim mulțimea divizorilor 700. Ok, avem de treabă. Da, da, avem răbdare, avem răbdare, că e prea mare bucuria asta de a stabili toți divizorii. Opa, scriam direct. Deci, D indice 700, așa, D indice 700. Și 3, parcă am dat. Da, da, așa ai zis tu, merg pe mâna ta. Ok, e, da. E unul și el însuși prima dată. Da, acei improprii. Exact. Și acum vom avea, stați puțin să, vom avea, vom lua cu 2, voi începe cu 2. Și mă voi gândi dacă merge cu 2. Și văd că nu merge, fiindcă 3 nu e par. Deci nu merge. Corect. Și spune, nici un număr par nu voi mai încerca de aici acolo. Da, deci... Clar, am eliminat toate numerele pare. Dacă nu mergi cu 2, nici un alt număr par nu va merge. Deodată ai făcut o selecție foarte tare, foarte importantă. De acord. Cu 2 nu merge, cu 3. Cu 3 merge, știți de ce? Fiindcă am adunat toate cifrele între ele și da. Dă un număr care se împarte la 3. Deci putem să-l împărțim. Perfect. Împărțit la 3. Vedem că împărțitorul nostru are o cifră. O cifră, suntem obligați să luăm și noi, adică 7. Da. Merge de 2 ori. Putem să punem de 2 ori. Ne dă 6. 1. Îl cobor și pe 5. Vedem că 15 e mai mic decât 3. E foarte bine. Aici merge de 5 ori. Corect. Îl cobor și pe 3. Stați, bă, nu. A, bă, da, bă, da, bă. E bine. Așa. Și aici, 1. 3 în 3 odată. Unor 3, 3 și pui acolo scă tot. Deci am 3 și 251. Perfect. Acum mă gândesc dacă merge cu 5. Nu merge, fiindcă nu are la sfârșit 0 sau 5. Perfect. Cu 6 nu încerc, fiindcă n-am mers cu 2. Da. Cu 7... Nu, cu 7 încerci? Gata. N-am criteriu, n-am niciun criteriu la 7. Și da, muncesc. Muncesc, n-am ce face. Deci nu, dacă poți să împarte, că noi am pățit-o. 105 s-o împărțit la 7. Dacă se împarte și asta. Deci muncim, n-avem încotro. Hai. Eu spun că nu, acum vedem. Așa, da. Bun, excelent. Ca să vă convingeți că e cum zic eu. Bun. Gata. Eu sunt Toma Necredinciosul. Știi tu povestea cu Toma Necredinciosul? Nu. Hai să ți-o spun. Bine, cât spuneți, mă duc să-mi iau cobor, dar spuneți că mă aud. Da. Când Domnul nostru Iisus Hristos, când a venit pe pământ, deci a coborât din cer, El, Domnul nostru Iisus Hristos, și-a venit momentul de a ieșit să provăduiască cuvântul lui Dumnezeu, de deci să mărturisească pe Dumnezeu Tatăl, și-a ales niște ucenici și și-a ales 12 ucenici care au crezut el că sunt foarte apropiați de el și sunt oameni care îi vor asculta cu drag cuvântul lui. Și o trecut timpul, 3 ani și jumătate au povestit peste tot, deci Domnul nostru Iisus Hristos le-a vorbit tuturor celor care au vrut să asculte, că trebuie dacă crezi, îți spune despre felul care... Nu, de acolo, de sus, din ceruri, a fost trimis de Tatăl, de Dumnezeu Tatăl, a fost trimis
pe pământ. Și cum știi, ai auzit că a fost a fost prins, răstignit și o mare, mare suferință a fost pe cei care erau foarte aproape de el, cei apropiați lui. Și a fost pus în mormânt, așa după ce a murit pe cruce, răstignit cu cruce. Eu am fost acolo, în locul în care a fost răstignit. Am văzut crucea. Cum i-au bătut cui în mâini. Deci acolo am văzut chiar locul acela unde a fost întins pe cruce și i-au bătut picioarele și mâinile în cuie. Și acum toți cei 12 erau supărați și așa de tare i-au afectat încât se întrebau: noi credeam că va fi un rege și ne va face nouă viața mai ușoară și uite, uite ce au putut să facă cei care n-au vrut să le ia în seamă. Și după trei zile, Domnul nostru Hristos a înviat. Fiind Dumnezeu poate să facă orice, dar orice. Dumnezeu a făcut posibil și întâlnirea noastră acum. Deci Dumnezeu a fost în planul lui. Apar nu avem noi care-i lucrarea lui. În seara asta, cetățeanul ăsta a venit ca o mărturie. El a dat mărturie despre existența profesorului, proful online, și despre bucuria mare care el... Asta face Dumnezeu. În timpul lecției noastre. Deci nu a fost mai înainte, mai după aceea. Zic că Dumnezeu, în planul lui, l-a trimis acum. Asta e mare problemă. Așa trebuie să înțelegi. Trebuie să trăiești o stare de bucurie imensă dacă începi să înțelegi ce lucrare minunată face Dumnezeu. Și acum, în momentul în care a înviat, fiind Dumnezeu, s-a dat piatra deoparte și care au fost pus la mormânt, au fost pus acolo niște romani care erau de pază acolo, că s-a spus să nu cumva să se întâmple că el mai înviasă pe alții. Vreo trei înviere făcut a fost el pe pământ, ca Dumnezeu. Și acum, în momentul în care a apărut înviat, trecea peste, el nu mai prin pereți, trecea pe oriunde, fără să fie ușile închise, trecea prin, că trupul lui era, nu mai era material. Adică nu cum avem noi cu carne și nu știu, era imaterial, adică nu mai era materia asta care o avem noi, că o privim cu ochii. Și ucenicii erau speriați și se închiseseră de frică, de teamă, ca să nu-i descopere cineva, se închiseseră într-o spațiu acolo. Și stăteau așa, dar unul din ei nu era acolo. Și Domnul nostru Iisus a apărut ușile încuiate, cum stăteau cu ușile încuiate, au apărut stop, odată în mijlocul lor. Și au zis, pace vouă. Ei s-au speriat. Cu ușile încuiate au apărut în fața lor, nu, o zmelucă-i. Nu se poate să fie așa. Și dacă au apărut acolo, pace vouă, și ca să-i convingă că el este, au spus, dați-mi ceva să mănânc, nu sunt nălucă. Dați-mi ceva să mănânc. Și i-a dat o bucată de pește și o bucățică de fagure, de miere, cu miere, fagure plin cu miere, și eu le-a arătat că el este. Unul din ei nu a fost acolo. Unul, Toma. Toma. Dintre cei 12, Toma nu a fost acolo. Ucenicul. Și când a venit, a spus, a venit Domnul la noi, l-am văzut pe Domnul, a fost așa, toți bucuroși, explicau și el a spus, băi, tăiți din gură, băi, tăiți vorbiți prostie, băi, cum să vină, băi, cum să vină, mă, o via nimic, băi, sunteți, nu, eu până când noi ajungi, să pun eu mâna, să pun degetul, nu arătat, semnul cuilor. În coasta unde a fost împuns, mă rog, de cel care și care era pus de pază acolo și nu cred. Până noi ajungi eu, atenție cum spune, până noi ajungi eu să pun eu degetul să pun în rana lui și în coasta lui, acolo unde a fost împuns, cu sulița, nu voi crede.
Și Domnul, că dacă Dumnezeu, în clipa aceea, apare din nou. El apărea și dispărea. Dacă e Dumnezeu, putea, era în același timp. Cum este de fapt? Acum Dumnezeu, Hristos este și în inima mea și și în inima ta. Asta faci Dumnezeu, că asta e lucrarea lui minunată. Eu azi m-am rugat foarte tare la Dumnezeu și l-am rugat pe Dumnezeu să-mi facă o surpriză. O bucurie să-mi facă și mie. Că mult vreau eu să ajung la toți copiii. La toți copiii de oriunde ar fi din lume. Eu îmi doresc multe, de tot, extraordinar. Așa a fost, s-a întâmplat că părintele celor văzut și m-au sunat. Și bucuria mare a fost și mai mare acum când am venit în direct. În direct a venit cetățean și mi-a vorbit acum. Da? Nu mai poate fi decât un adevăr ăsta, că așa s-a întâmplat. Și acum, și-a zis, Tomo îi spunea. Toma, adică tot Tomo. Eu sunt. Vino și pune tu degetul în rana mea. Vino și în palmele mele. Să te adu Dumnezeu în fața lui. Dumnezeu să te ia în persoană. Și spune, pune tu degetul ca să te convingi. Și atunci el n-a mai îndrăsnit, doar a lăsat capul în jos. Și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Deci atunci a recunoscut că i-a părut rău, foarte rău, că n-a vrut să creadă pe prietenii aceia lui, pe cei cu care fusese înainte. Nu a vrut să creadă. Mă, noi pun eu așa, nu mai au putut să pun și zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și de aceea el se poartă în numele de Toma Necredinciosul. Între cei 12 apostoli, el poartă numele de Toma Necredinciosul. Dar am vrut să spun acest lucru, pentru că tu ai spus așa, eu cred, dar fiindcă profesorul nu vrea să mă creadă, eu am să fac împărțirea asta, da? Și eu o fac pe Toma Necredinciosul. Da? Eu am spus că o fac pe Toma Necredinciosul și acum să încercăm să facem împărțirea, da? Acum. Să mă convinc. Acum. Așa. Deci, revenim la împărțirea care eu zic că nu merge. Așa. Și, așa, deci vă ziceam că împărțitorul are o cifră luăm și noi, adică 7, că suntem obligați, nu că vrem noi. Da. Merge o dată și de 7, scădem, nimic. Cobor pe 5. Vedem că e mai mică 7. E foarte bine. Stop. Ai coborât deja. Bun, ai coborât. Ce spui acum? E mai mic. Ce fac? 7 în 5 nu merge. E mai mic, deci nu e bun, așa că îl cobor și pe 3. Nu. Pute nu, de rău. Asta îți spune. Dragilor, uite că m-a impresionat nu povestea, ci ceea ce am spus eu despre Domnul nostru Iisus Hristos și ai fost un pic neatentă, da? Deci atenție la fiecare coborâre. Spune tu așa cu... Deci, la fiecare coborâre, după ce coborâm și vedem că nu merge, nu ne ducem să coborâm și pe celălalt. Punem 0 că nu merge. Așa. Și după ce punem, putem să-l coborâm pe 3. Corect. Și acum? Și acum, cel mai aproape, dacă am pune 8, ar fi 56, deci 7. 7. Eu v-am spus că nu merge. Așa este, dar eu sunt Toma Necredinciosul, ce vrei să fac? Asta e. E rolul meu. Și spune, nu este divizor, da? Scrie acum 7 nu-l divide, scrie cu matematic, cum spui, 7 nu-l divide pe 100, 753, da? Pe 753. Cum am simțit eu? Cum ai simțit tu? Da. Dar eu trebuie să cercetăm. Mergem mai departe, alt divizor. Deci 7, 8 nu încerc. Numerele pare nu le merg. Gata. 8 nu. 9 nu. De ce nu? Că nu. Foarte tare, foarte bine. Nu, pentru că dacă adun cifrele, 3 și cu 7 fac, la 9 am criteriu, 3 și cu 7 fac 10 și cu 5,
Da, și nu se poartă la 9, deci nu. Deci, nu, ai spus foarte tare, foarte corect, nu. Deci, fiindcă dă 15 și 15 nu sunt parte la 9. Dacă ar fi dat 18, încercam cu 9. Dacă nu am mers, îmi pare foarte rău, merg mai departe. 9, nu. La cine ne aducem? La 10 care nu merge. Da. Nu, da. Nu mai încerci. La 11. La 11 nu merge. Nu? Trebuie să încercăm. Toma necredinciosul, ce vrei să-ți fac? Dar nu merge. Să vedem. Împărțitorul are două cifre. Două cifre suntem obligați să luăm și noi. Deci luăm 75. Da. Și putem să... dacă am luat de 7 ori, ar da prea mare. Luăm de 6 ori. Așa. Și... 2. Nu merge, pun 0. Nu? După ce? Atenție! Trebuie să... Asta e scăderea. La scădere, când ai făcut aici, din ce ai luat pentru început, trebuie ai să constați dacă e mai mic. Așa, e mai mic 9 față de 11. Și acum cobori și dacă nu ar fi fost, dacă acum n-ar fi fost suficient, puneai 0. Dar este suficient, că e 90 și câte acolo? 93. 93, merge, te rog. De 8 ori. Da. Și scădem. Da, scădem. Și ne dă 5. Vedeți? Ai avut dreptate, dar nu mă opresc. Eu trebuie să cercetez. Tu ai avut dreptate, simți-te greșitul, ce să fac? Dar eu sunt om necredinciosul și trebuie să mergem mai departe la următorul. 753 împărțit la următorul e 12. Cred. 12, n-ai treabă, ca așa ai spus. 12, nu, 13. A, da, doar că sunt parte. Nu știu, să nu, facem, n-am criteriu. Nu! Nu, facem împărțirea, n-avem cum, n-avem cum. Deci n-avem cum, trebuie să cercetăm. Cifre, două cifre luăm și noi, suntem obligați, luăm 75. Cel mai mare ar fi de 5 ori, că de 6 ar da prea mare, cred. Da. Da, cred. 65. Nimic, adică... 0, 0. 0 și dincolo 1, 10 rămâne. Hai, 5 din 5, 0. Așa, 5 din 6. Și 10 e mai mic decât 13, deci e bine. Și acum cobor pe următorul și când cobor, să vezi ce se formează. Se formează 103. Da. 103. Adică nu, de fapt, 13 ori cât se dea aproape de 103. Da. Zic, de 9 ori ar fi prea mult, cred. Da, 27, 2, 9, 1, 2 și 11 și depășește pe 10 acum, da. Atunci de 5 ori. 5 au fost 65, e mai mare, rămâne rest mult, prea mare restul, nu. Te gândești la 8, ia să vedem. De fapt, nu. De 4 ori? Nu de 4 ori. Deci eu cred că de 8 ori. Eu aș lua de 8 ori să vedem ce se întâmplă. Se pare prea mult? E 104 de 8 ori. 104, da, ai dreptate. Deci nu. De 7 ori. Ai zis bine. 7 ori 3. Hai, mulțumim. Dar nu știu și unul. Și... La fiecare exercițiu v-am spus că nu se poate. Deci câteodată restul 12 e mai mic decât împărțitorul. Ai luat de 7 ori, a fost bun, dar de rest îmi pare foarte rău. Deci spunem 13, nu divide pe, să dăm și răspunsul, 13 nu divide pe 753. Adică, deci nu e un divizor. Da.
Care ar fi următorul care, pe care să-l luăm? Păi l-am luat pe 13 acum, atunci 14 nu-l luăm. Da. Ca de obicei, eu zic că 15 nu merge, dar dumneavoastră ziceți că merge, așa că... Nu, 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 ai tu argumente să spui că 15 nu merge, că nu au mers 5. În 15 se află 3 ori 5 și nu au mers prin 5, fiindcă de acum toate numerele care conțin pe 5 ca divizor nu vor merge. Pentru că nu mergi la început 5 când ai testat. Așa că tu vei încerca acum pe 17. Atunci dacă pe 2 nu poți să-l încerc, pe 5 nu poți să-l încerc, mai pe 3 nu. Deci pe 2 nu și nici multipli toți. Nici un multiplu de 2. Nici un multiplu de 5. Adică nici 5, nici 15, nici 25, nici 35, nici 4, 20 și așa mai departe. Deci nici un multiplu, adică mai mare, care să-l conține pe 5 ca divizor, nu poți să încerci. De aceea, nu pe 15, că îl conține pe 5 și nu l-a avut la început când ai testat. Acum, pe cât ar fi în calculul nostru? 17. 17. N-ai motiv. Trebuie să încerci. Încerc, dar vă spun că nici ăsta nu. Să vedem, să vedem, să vedem. Așa zic eu. Așa spui tu, să vedem. Noi, eu sunt om necredincios, ce vrei să-ți fac? Văd. N-ai argumente. Vedem că împărțitorul are două cifre. Două cifre suntem obligați să luăm și noi. Da. Merge de 4 ori, da. Că de 5 ori... Nu, de 5 ori ar fi prea mult, cred. De acord. Deci de 4. Eu zic de 4. 4, 7, 28. 8. Unde îl pui pe 8? Aha. Ai luat doar două cifre. Pune punctul de lemn. Dacă nu pui punct, uiți. Deci la cele două cifre, am pune fost. Punct. Așa, nu, s-a, nu eu n-am văzut. Eu sunt vinovat. Le-am făcut prea mici și... Așa. Așa, 6. Bun. Să scădem. 7. Deci la scădere 7. Da. Îl cobor pe 3. Da, coboară-l. S-a format ce număr? 73. Da, și acum să vezi de câte ori merge. Pe la 75 a mers de 4. La 68. La 68 o mers de câte ori? De 4 ori. 73 e foarte aproape. Deci merge tot de 4 ori. Faci legătura asta. Ca să mergi, să ai... Ia vezi. 4, 7, 28, 68. Și copii, rapid, că... Nu? 68. Așa, 3 minus 1 se poate mă apropo, 10 minus 1, 2 cu 3, 5, mi-a rămas 6 minus 7, 5. Perfect. Concluzia este că nici asta. Descriem 17, nu divide pe 17, nu divide. Știi până când încercăm? Ia să văd dacă știi până când încercăm. Și tu? Până la 10. Nu, până când împărțitorul. Stați. Încerc... Ideea aceea. Acum muncim, știm și unde ne vom opri. Încercăm până când împărțitorul este mai mic decât... Nu, până când câtul împărțirii este mai mic decât împărțitorul? Asta e. De data asta e 44, e mai mare decât 17. Deci următorul număr care trebuie cercetat. După 17, cine ar fi? 18 nu încercăm, 19. Da, 19 încercăm. N-avem motiv, nimic. 19 încercăm, dăm drumul la lucru. Tot, eu tot cred că nu, dar mă rog.
Da, sigur, așa cum spui tu. Simți că nu merge, dar dacă trebuie să-mi faci mie moftul, mi-l faci, nu? Așa e corect. Da, n-am ce să fac. Da. Știm sigur că se oprește cât de curând. Cu cât crește ăla, scade celălalt. Deci cu cât crește împărțitorul, scade câtul. Adică va fi mai mic și se va opri cât de repede. Avem câteva împărțiri. 19. Împărțitorul are două cifre. Două cifre suntem obligați să luăm și noi. Fac punctele astea să le vedeți. Se vede? Da, se vede. Da. Iau și eu de câteva ori. Adică de 5, nouă, de 5 ori prea mult. De 4 ori ar da, de 4 ori ar da 76. De 3 ori. De 3 ori. Cu repede, mulțirea de 276. De 3 ori, da, să așez și eu un 3 mai încoace. Așa, 3 ori 9, 27, 7 aici. 2000. 3 ori 9, 3 cu minute. 5. Dacă vine și scar 5.700, mă mut aici, 10.700. 5, 8, mi-a rămas 6, mi-a ieșit 5, 1. 18 mai mic decât 19, deci ai făcut corect. Mai bine, doar pe 3. Da. 19 ori 8. Ori 8, hai să luăm ori 8. 9 ori 9. Nu, ori 9, ori 9, ori 9. Ori 9, pune de 9 ori, hai. Ok, deci zic de 9 ori, că de 9 ori. 9 ori 9, 81, 1, 8.000. De 9 ori 1, 9, 8.017. Da, ai fost inspirată. Că dacă luai de 8 ori, trebuia să te întorci, să mărești un pic, da? Vedeți că nu merge. Nu merge, e drept, dar n-ai argumente. Eu când sunt om necredincios, tu nu ai cu ce mă convinge, că tu nu ai, precum a venit Hristos acolo și o arăta mâinile. Tu n-ai mâinile, nu? Ca să spui, uite, vezi, Toma, de ce ai fost necredincios? Iată mâinile mele. Cred și eu arătat, dar tu n-ai argumente. Eu că spun, de unde știi? Tu trebuie să faci împărțirea, din păcate. Dar uite că scade. Acum împărțitorul este 39, mergem mai departe. După 19 pic cine să luăm? Dar tu ai luat numărul ăsta mare, ce să-ți fac? Eu am știut că avem de lucru. Dacă luai un număr mai mic... A, dar dumneavoastră vreați mai mic? Nu, păi dacă luai mai mic, aveai mai puține încercări. Dar fiind numărul mare, trebuie să ajungi până când împărțitorul... Nu? Trebuie să... Asta trebuie. Câtul este mai mic decât împărțitorul. Mergem mai departe. 753 la... După 19, cine ar fi? Da, vă dați seama dacă luăm și mai mare? E treaba ta. Ar fi fost treaba ta în concluzie, în final. Nu Deci te așteptați. am luat 17, 19 ceva. Să luăm ce se... Nu încerc, nu încerc, eu nu mai încerc. Deci 20 nu, 21 nu. De ce 21 nu? Care 3 ori 7. Și pe 3 și pe 7 le-am încercat mai devreme. Și atunci ne ducem la 22, nu? 23. La 23 trebuie să ne ducem. Te rog. Să vedem? N-ai argumente? N-ai argumente? Trebuie să facem împărțirea. Asta e singurul mod de a mă convinge. Partitura are două cifre, loc și noi. Fac un ca să le vedeți. Da. Acum trebuie să iau de 5, nu. De 4 ori, nu. De 3 ori. Ia să vedem. Zic, 3x3, 9, 3x2, 6. Bun, bravo. Păi și de 4 ore ar fi fost 2 minute, da, prea mult. Ar fi depășit, sigur că da.
Te-ai orientat bine. Hai să vedem. Facem scăderea. Așa, a, da, scăderea. 5 minus 9 spate, m-am făcut 10 minus 9, 1 cu 5, 6, mi-a rămas 6 minus 6, nimic, 6. Este mai mic decât 23, e bine. Perfect, asta îmi place, discuția asta te suportăm, da? Coborăm pe următoarea cifră. Da, se vede foarte bine. Cobor pe 3 și 23 ori, cât oare să dea aproape sau fix 63? Păi dacă am luat de 3 ori și a fost 69, de două ori ar fi... Neapărat, de două ori, că ești obligat. Că e mai mic 63 față 6. 2, 4, 46, iar vedeți că nu dă 3, 6, 4, 9, 9, 10, 9, 6, 4, 7, 5, 1, 7. Clar. Din nou, acum m-ai convins. Acum m-ai convins că, într-adevăr, 29 nu-l divide, scrim. 29 nu-l divide pe 753. Scrim și acest lucru ca să vadă toți prietenii noștri. 29 nu-l divide pe 753. Să urmăm mai departe. Uite, a scăzut 32. S-a apropiat foarte repede. Scăpăm acum cât de repede. Deci după 23, cine ar urma, oare? Urma să ștergem tabla. Urmează să ștergem tabla. Foarte frumos. Uite, discuția noastră e din ce mai frumoasă. Știi ce place? Foarte mult. E relaxant când poți participa fără stres. Deci știi sigur că ai ieșit să se termine, știi că ajungi și la sfârșitul lecției. Asta e minunat. Și dăm și răspunsul corect pentru divizoare. Deci 753 la cine să fie? Așa, deci am luat 27. 23 am luat. 23. 24 nu, că e par. 25 nu. Nu, că are 5 în el. Da. 26 nu, că e par. 27 are pe 3, că 27 sunt parte la 3. Da. Nu. 28 nu. 29? Da. Îl încercăm pe 29. N-avem încotro. Cu 29 n-are niciun divizor. Cred că asta e ultima soluție. Cred că e ultima. Eu așa sper. Cu 29 să fie ultima. Sunt sigură. Așa este. E ultima încercare, nu? Da. Și ultima încercare că va da un cât. Și vom avea un și cât împărțirea va fi mai mic decât împărțitorul. Și... Asta va fi. Asta va fi. Vedem. 29. Două cifre aici? Două cifre luăm. Da. De două ori, sigur? Da, de două ori. Și avem 2, 9, 18, 8, 1 în minte, 2, 2, 4 și 1 din minte, 5. 5 minus 1 se poate, mă promul 10 minus 1, 2 cu 5, 7. Mi-a rămas 6 minus 5, 1, 17. E mai mic decât 29, foarte bine. Îl cobor pe 3. Zic eu oare de stați-mă, gândesc. 4 minute. De 5 ori, dar ar fi de 6 ori. De 6 ori, hai să luăm. Zic. De 6 ori, aș avea 6 ori, 9, 54, 4, 5 în minte, 6 ori de 12, 17, prea mare. E prea mare, da? De 5. De 5 ori, da. Obligați suntem. Da. Păi vedeți, am spus 5 doar. 5 ori 9, 45, 5, 4, 10, 14. 35, în spate mă promis 10, 15, 5, 8, 6, 2, nimic. E mai mic, am scăpat. Gata! E perfect! Așa că închis paranteza acolo și deci mulțimea divizorilor 753 sunt. Mulțimea divizorilor este formată din
doi divizori improprii, așa cum era de așteptat, și doar proprii, doar doi. 3 și 251. E, asta înseamnă să cercetezi despre un număr, să afli toți divizorii. A aflat toți divizorii înseamnă să faci această cercetare foarte atentă. Vezi, Alesia, ne oprim aici, că a fost cea mai frumoasă. Am mai avut eu o lecție, dar parcă niciodată n-am atins nivelul acestei din seara asta. Am mai avut două lecții foarte frumoase. Tot două lecții ți amintești tu când am fost entuziasmați, așa, era o bucurie mare de tot. Că știu bine că nu începuse, cred că, filmările. Sau poate una dintre ele să fie filmată, nu știu ce să zic. Le-o vedea. Sunt două filmate și una nefilmată. Așa, în care ne-am bucurat? La un moment dat, ultima lecție nefilmată. Și ați spus ce frumos ar fi fost dacă am filmat-o. Și eu m-am gândit acolo, dar poate pot. Și m-am uitat aici în setări și am văzut că pot și de acolo am filmat. Bravo, bravo. Uite, vezi tu, iar mi-aș să spun, nu e întâmplare asta. Că eu am spus la vremea aceea ce bine ar fi să fie filmată. Eu nu știam să filmez. Nu știam că există în setări posibilitatea să filmez și aveam un regret, mare regret, că această discuție atât de frumoase care a urmat puteau să dispară foarte repede. Iar așa le vor vedea mii și mii de copii, zeci de mii. Că ceea ce este acum, toate vor fi încărcate, Alesia, și ele acolo vor fi văzute de o etapă la alta de foarte, foarte mulți copii. Iar în seara asta și discuția noastră, cred că a avut și o parte de asta de suflet pe care nu prea poți găsi tot timpul. Nu te poți apuca să povestești despre Toma Necredinciosul decât dacă se creează o condiție de așa. Deci, vezi, discuția noastră m-a condus pe mine spre a ceea ce spui tu, că nu aș mai vrea să încerc. Și eu spuneam, nu știu dacă e adevărat, eu sunt Toma Necredinciosul. Și tu, din priviri, m-ai întrebat, cine e Toma Necredinciosul? Care este? La ce vă referiți? Și atunci eu a trebuit să-ți povestesc despre perioada aceea când Domnul nostru Iisus Hristos a fost pe pământ, printre oameni, și el, cum știi bine, s-a născut din Maria Fecioară, Maica Domnului. Ai auzit așa toată povestea, da? Nu e o poveste, este o realitate. Că de când a venit Dumnezeu pe pământ, hai să spun asta cu asta încheiem lecția. Deci, până la venirea Dumnezeu pe pământ, se numărau într-un fel anii, diferit. Dar de când a venit, toată lumea, toți cei care suntem pământeni și suntem pe pământ născuți, a început numărătoarea anilor de la el. De la venirea lui Hristos pe pământ. Și de acolo a început. Se numește anul și înainte de Hristos. Așa, foarte tare. 50 înainte de Hristos. Și apoi după Hristos. Vezi că asta e formularea, după Hristos. Deci începe numărătoarea atunci. Deci e clar că Dumnezeu, când, știi cum a fost acolo? Dumnezeu stătea și se gândea cu Fiul Său acolo în cer, cu Fiul Său și cu Duhul Sfânt. Îi formează treimea, Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, adică ceva care se transmite. Vezi, virusul ăsta, și îl vede cineva, nu-l vede nimeni. Așa este și Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu. Deci este peste tot. Ajunge peste tot. Și atunci, în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, discută ce să mai facem noi cu oamenii și ăștia, că oamenii și ăștia au devenit foarte păcătoși și răi și nu vor să mă asculte deloc, zicea Dumnezeu Tatăl. Și atunci Fiul a zis, Tată, mă duc eu pe pământ și am să cobor în pântecile mamei, Maicii Domnului. Maica Domnului a fost special pregătită pentru ca Dumnezeu, Fiul, să se întrupeze din Maica Domnului. Și așa a apărut Domnul nostru. Dumnezeu, Fiul, a coborât între oameni. Este spectaculos. Este momentul acela minunat când primește vestea că va coborî Bunul Dumnezeu
pe pământ și Maica Domnului se spune, cum? De ce am fost eu aleasă? Și este minunată toată lucrarea aceasta. De aceea spunem și mulțumim lui Dumnezeu în seara asta, din adâncul sufletului, cu toată bucuria din suflet, îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a creat condiții, ne-a oferit șansa unei lecții minunate și o lecție de suflet. Alesia, ce să spunem? Încă o dată, mulțumim, Doamne, pentru toți și pentru toate. Lecția asta e minunată. Vreau să o vadă cât mai repede foarte mulți. Vreau să vă spun că când m-am uitat acolo la celelalte lecții, nu cu mine, celelalte, mi-a spus dumneavoastră odată că ați făcut o lecție din mașină. Și n-am Așa. Putut să o văd. Și chiar o să mă uit după ce terminăm. Pregătită. Ai găsit-o? Da. Ah, super vest. No. Încep să fii pasionată de lucrurile acestea nemaipomenite. Cum m-a sunat și am oprit mașina, știi unde eram? Hai să spun unde eram. Eram în București, exact îți spun eram. Nu știu dacă tu știi unde este B1 TV. B1 TV este pe Calea Victoriei și undeva acolo, mă rog, înainte de a ajunge la primărie de vale, acolo m-a prins. Am oprit mașina. Și ăla care mi-a dictat problema și pe bord, am scos camera pe bord și am filmat acolo discuția aceea care o... Și el pe urmă a fost, băiat era în clasa 11 atunci și atât de drăguț a fost și a zis am să fac în engleză. Și a făcut, o tradus-o și în engleză. Lecția, el vorbea destul de bine în engleză. Și o tradus-o și în engleză. Eu visez și la asta, uroară, lecția asta, dacă va fi văzută de cineva care, la care mă gândesc eu acolo, care vorbește foarte bine limba engleză, mă gândesc la domnul Neamțu, va fi atât de bucuros să vadă lecția asta și să vreau să o arăt înainte de a fi publicată. O rog eu pe mama să o arate pe asta. E cea mai frumoasă lecție care am văzut-o, pentru că o să-i placă extraordinar de mult. Sunați-o și spuneți. Dar tu o poți înregistra și o poate trimite mama, nu? Mă gândesc că îi poate trimite. Să o vadă, să se trezească cu ea acolo în brațe, hai să zic așa, da? Da. Bun, hai să ne oprim aici și spunem că ai obosit și tu, am obosit și eu. Prea mare bucuria mi-a fost. La revedere, Alisa, să te odihnești și îți mulțumesc că ai avut inspirația să mă suni. Îți mulțumesc chiar din suflet, îți mulțumesc că ai fost inspirată să mă suni. Mulțumesc, la revedere!